Salut! Mai avem un televizor cu problemele la backlight, un LG. Televizorul e pe masa aia altă. Vreau să vă arăt cum se manifestă defectul. Și l-am cuplat în priză. Și receptorul e aici. Văd că nu vrea să pornească. Acum, dacă ați văzut, o dat un singur flash de backlight. Acum televizorul e pornit, LED-ul roșu e stins. Înseamnă că televizorul e pornit. Dacă ne uităm cu lanterna, n-am cum să vă arăt la cameră, se vede logo-ul de la LG și fără semnal. Acum ai oprit televizorul, s-a prins LED-ul roșu. Să-l dau mai spre voi să vedem dacă cum au pornit. Și un singur flash, da. Bun. Desfacem. M-am uitat să văd dacă funcționează microfonul. Cred că și ăsta e prins în clipsuri.
Placa de bază, placă de alimentare, placă de sincronizare a imaginii. Ticon. Placa asta preia semnalul de la chipul grafic, de la chipul grafic și îl transformă în impulsuri electronice și alimentează pixelii de pe ecran. Aici e receptorul de infraroșu.
Avem șurubul roată pe toată rama. Benzile astea sunt legate de ecran, cred că sunt pentru descărcare electrostatică sau ceva de genul. Unii ziceau că dacă un copil se joacă cu magnet pe ecran, chestia asta protejează, deși eu am primit un service cu ecranul distrus din cauza de la magnet, cu tot cu benzile astea. Protectoare.
Mai rămas un șurub aici. Trebuie dată jos banda asta neagră. Ma chiar dacă se rupe un pic banda, puteți să o completați cu un pic de bandă Kapton sau cu ceva. Mai am niște bandă din asta conductoare lipită pe circuitul de la ecran. Circuitele astea sunt lipite cu adeziv. O să las jos ca să nu se miște ecranul. Ar trebui să iasă ecranul acum. Cred că e lipit și ecranul.
Și aici e lipit în partea. Asta e cardul, folosiți un card subțire de la orice, ori o copertă de plastic tare, de la ceva caiet, sau de la... Eu am așa ceva de vânzare pe site la un leu, parcă. Dar e foarte utilă de multe ori. Dar puteți folosi și... Cardul e prea gros, cardul bancar. Un pic cam gros clipsul ăsta meu. Și înduit. Văd că e destul de ușor. Ies ușor astea. Pe modelul ăsta sunt vreo 3 modele de 3 tipuri de barete. Sper că l-am comandat pe ăla corect. A mers un pic la noroc, ca să zic așa. În mod normal trebuie să demontați prima dată televizorul și să vedeți codul de pe barete. Hai să faceți comanda.
Ia să facem un test, să vedem care LED-uri nu funcționează. Asta nu funcționează, întrerupt. Dar funcționează. Funcționează. Da. Asta parcă. Asta e întrerupt și din cauza la asta nu funcționează toată bareta. La fel și aici. Unul dintre ele e întrerupt. Ăsta. În fine.
Sper că nu se aude muzică de la vecin când... Sper că-s bune baretele astea. Este o diferență între ele. Un pic îs mai lungi aici, nu știu dacă se vede. Asta ultimul șurub, nu știu dacă o să-mi țină bareta. O să fac o probă aici. Nu. No. Nu rămâne vreun șurup aici, că apoi... Întreaba-i bună.
Cu niște adeziv bizon pentru folia de păstăleduri. Sunt un pic răcit. Aha. Asta n-are buton de power să nu mai aleg infraroșu. Nu are niciun buton. Trebuie să aleg infraroșu să pot face o probă. A, au pornit fără telecomandă. Da, se vede perfect. Foarte bine. Și are lumina albă rece.
Verificați bine să fie așezată rama bine, cred că v-am mai zis în fiecare clip. Alo? Alo? Bună? Da, dar nu am acum la vânzare. Nu, nu, nu. Nu am nimic. Deocamdată nu am la vânzare nimica. Plăcere, la revedere. Pentru laptop second mă mai sună unul și altul. Am pus folia asta înapoi. Rama.
Cam într-o lună o să mă mut într-un sediu nou. Acolo o să modific și modul de înregistrare și sper să scap de camera asta IP care are latență. Are întârziere de rețea mare. Și vreau să fac și televizoare mai mare. Aici nu pot numai până în 43 de inci. Și 43 e cam mult. Până în 42. Pe acolo. Să rămână. Nu. Deocamdată nu. Da, vin la dumneavoastră când am un. Da, dar oare mai am numărul? Nu scrieți aici. Da, am foaia acolo înăuntru? Da. Bun. Bun, încerc asta și vă sun, bine?
Buongiorno. Buongiorno. Ah, vedi che cominci per te italiano? Come va? Lo lucro. Senti, una cortesia, se si può. Se pote tu, io ti do i soldi, i banni, se pote a comanda, cartucce. Cartucce di imprimante? Sì. Perché non so scrivere, se, a casa non ci sto mai. Jet o laser io sto? Inkjet o laser? No, no, jet. Da onde se comanda? Non lo fai? Non sei. Ho provato a Paulus, a no, Media Galaxy, ma non avevi. E Mag non avevi. Supreme Office. Supreme Office. Cluj. Una foca. Supreme Office Cluj-Napoca. Luni, vineri, 8:30-7:00. Ah, e dove rimane? Și adresa. Supreme Office. Aici. Questi avei? De obicei, da, si. Aspetta. Adresa Supreme Office. Ok, puoi vedere se c'è, io vado con la macchina adesso. Puoi chiedere a loro, avere queste cartucce? Se sono lei? Ok. Aspetta, dai, dai, tranquillo, tranquillo, fai, fai. Trebuie să termin aici televizorul ăsta. Romania a vinto Germania. La fotbal? La fotbal, da. România a învins Germania? A vinto la Germania. Ah, nu cred. Under 21.
Trebuie să opresc aici, cam pe cineva în atelier. Funcționează fără probleme. Așa. Bun. Ne auzim la următorul clip.